Bine v-am găsit la un alt ghid. Astăzi o să vorbim despre craftingurile armelor. Că ce arme ar merge pe anumite caractere dacă nu dați bani în joc sau dacă nu aveți noroc. Că să zicem sincer, și din orice banner puteți face rost de arme 4 stele, chiar 5 stele, dar să zicem că ați început jocul acum, nu aveți resurse să dați la păcănele, la pururile noastre veșnice și vă gândiți să craftați arme pentru caracterele voastre. Astăzi să vă prezint cam toate, am găsit arme, cum se craftează și recomandat de comunitate. Eu o să vă spun părerea mea astăzi și dacă am văzut că la anumite caractere zici că eu forțat să le pun acolo, eu o să vă spun, cel mai bine pe caracterul armei sau arma pentru caracterul potrivit. Hai, mergem mai bine așa. Bun, o să începem cu sabia normală. Deja din prima, cum puteți vedea, este prototipul. Este o armă bunicică physical, dar n-aș recomanda pe niciun caracter care zice aici. Nici Kaya, nici Genet, nici Kiching, nici Benet. Din ce motiv? Sunt arme care chiar le dă mai mare putere, cred că e cuvântul potrivit, sau mai mare flexibilitate. Ca și următoarea, de exemplu. Iron Sting, mi se pare una cele mai bune arme de suport din jocul ăsta. Are Element Master și de fiecare dată când dă element damage, primește un stack până la 2 maxim, dar primește 6% damage per stack, care dă la toată echipa. Deci 12% damage la toată echipa. Deci puteți schimba caracterul că rămâne timp de 6 secunde și la următorul. Pe cine recomand? Kazuha absolut. Deci Kazuha fără discuție, Benny Boy, Benet. Și cred că travel-uri, dar doar travel-uri de Amemo. Că ceilalți au alte lucruri. Și pe ăla de Dendro, dar după cât am încercat eu, cred că merge mai bun pe ăla Amemo. După aia avem sabia, katana, Kageugi, care o armă din punctul meu de vedere foarte puternică. La fel funcționează. E bazat pe stack-uri, dar stack-urile, cum spun, de fiecare dată când folosiți EU, adică element skill-ul, el primește un stack. De fiecare, și crește damage-ul și tot așa, până dați ultimata. Odată ce dați ultimata, consumați stack-urile și pierde 7,5% din ultimata. Cum ar fi, energia care o primiți pentru ultimată în timp ce dați reacția, o pierdeți. Dar lucrul ăsta nu se simte la o echipă flexibilă cu o baterie când jucați, de exemplu, Sucroze, Xialing, Benet, Fischer, nu se simte pentru că energia pentru ultimată este foarte rapidă recreată. Arma asta pe cine sugerez? Ayaka din start. Deci Ayaka din start este o armă bună pentru DPS. N-avem nimeni de comentat. Și forțat un pic, dar doar un pic forțat, ar merge pe Ayato. Pentru că ultimata se dă mai mult pentru splash apă. Ultimata lui Ayato face o rază, un cerc mare de apă în care pică pe secundă damage hidro. De aia e, cum s-ar spune, exagerată cum ar fi situația, dar se poate folosi dacă altceva nu s-are. N-avem altceva, vreau să zic. Bun, și ultima sabie care se poate crafta, care dintre cele noi, cum ați putut observa până acum, armele astea de la crafting sunt mai multe arme pentru suport. Arma asta, referitor la toate celelalte arme, tot pentru suport este, nu este de exclus, dar este pentru suport când aveți în echipă un Dendro. Deci, pur și simplu, sabia asta merge pe orice Dendro, suport,
Asta e clar, asta fără discuție, suport, dar mai bine merge pe, pe cum se numește, am lapsusul, așa e, pe travel, scuzați-mă, dar am un pic de lapsus, pe travel merge, deci pe travel merge extraordinar arma asta, nu se poate zice mai bine, repetăm, traveler dendro. Sau electro, normal. La dendro de preferat. Acum, cum puteți vedea, dacă tot am văzut armele. Armele, în principiu, toate armele, la fel ca și Greatsword-ul, catalistele, lancele și arcul, cam au aceleași pasive în, în general. Dar o să, sunt câteva arme mai diferite un pic. O să vă le arăt imediat. Ce am vrut să specific e că armele au crafting requirement, adică vă trebuie anumite lucruri ca să craftați. O să vă spun la sfârșit, după ce termin cu toate, să le luăm așa frumos, să vă spun cât de mult despre ele. O să vă spun unde să le găsiți și în caz că nu aveți, e șanse să puteți face chiar rost. Bun, trecem la Greatsword-ul. Greatsword, prototipul are aceeași pasivă, caractere. Conciun cum merg foarte bine. Beidou la fel, dar Beidou de pusă. Razer, da, cum să spun, cum să spunem, Razer momentan din păcate nu folosește nimeni din păcate, că e un caracter bazat mai mult pe physical damage și nu, a, nu este în joc momentan o putere foarte mare de buff pentru physical damage. Prototipul ce face? Pur și simplu, o, când dați un hit la un moment dat sau un charge attack, ai, aveți 50% șansă să dați 240 damage AOE. Din păcate, o dată 15 secunde, dar pur și simplu e un boost mare de damage. Refine-ul la armă, adică ăsta e refine-ul, adică o singură bucată. Dacă mai craftați încă 4 pe lângă și le fuzionați, aveți refine 5. Adică pur și simplu 240 ăsta devine 300 și ceva. Deci e mult mai mult damage pentru un impact ca și Beidou și Kochungu. e un mare damage dintr-o dată, pentru că mai ales că cum fiind suporți, veniți să schimbați caracterul, dați tot ce aveți, procurează prototipul, schimbați și merge. Adică un fel de damage în plus în situația aia. Următoarea armă, din păcate, merge doar pe Ito și Noel. Este o armă care scalează numai în defense, o armă care are o pasivă extrem de puternică, de fiecare când dă hit, crește atacul de defense cu 6% până la 4 stack-uri și puteți procura o dată la 0.5 și decrește foarte mult damage, dar e defense. Deci e o armă foarte bună, mă înțelege, foarte bună pentru Ito și Noel. Vreți să jucați Noel? O jucați arma asta. Extraordinar, Noel dă de rupe. Fără discuții. Da, e o armă standard defensivă, cum ar să zice, e nu standard, e defensivă. Arma asta Snow, am folosit-o foarte mult timp pentru EU-la. De aici ce mi-arată el Razer și îmi scapă, nu cred că e recomandat pentru Razer. Cred că arma asta a fost făcută pentru free-to-play EU-la. Aveți EU-la, n-ați picat armă, o jucați-a, pentru că dă physical damage destul de mare. Și în plus, la fiecare hit și charge attack, la fel, dă un AOE damage, ca și cum a făcut prototipul, dar care scalează și din craiu, cum ar fi. Deci, practic, inamicii care au craiu pe ei, o să dea cu 200% mai mult. La fel, cu Refine 5 o să dea mult mai mult, 300, nu 200. Deci, e o armă foarte bună din punctul meu de vedere. Și cum EU-la, la fiecare E, adică element skill-ul, dă AOE și Cryo, eu zic că o să dați mereu damage-ul cât de mare posibil. Nagamasa și arma de Dendro, cum se numește, Forest-ul, au aproape aceeași pasivă ca și la Sabi. Energy Recharge, aici ai atac. Aici e energie charge pentru că, după părerea mea și cred că și așa a fost și la creatori, mai bine să aveți un pic de energy recharge.
decât să aveți atac referitor că vă dă pasiva. Increase the element skill by 6 secunde. Deci, direct element damage, adică EU de la voi, o să dai cu 6% mai mult damage fără alte condiții. La fel, crescut refine dă mai mult, ajunge, mi se pare, la 16% dacă nu greșesc. Bun. După aia, ce face asta, pur și simplu face la fel ca cealaltă. De fiecare dată când loviți cu EU oponentul, creați energie. Energia dispare, cum ar fi, o folosiți ultimata, dispare când schimbați caracterul. Deci e o armă care o folosiți pe Beidou, dar nu, 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 momentan n-am găsit la arma asta un proprietar, cum ar fi. Momentan e lăsat acolo în sâmpietru lumii. Tristețe, tristețe, tristețe. Arma de aici, la fel, nu avem pe cine. E heavy. Heavy n-avem. Asta ar merge pe un dendro clar, fără discuții. Asta ar merge pe un electro, dar un electro care e off-field. Adică dați tot ce aveți, schimbați. Dați tot ce aveți, schimbați. Tot așa. Bun, urmează catalistele. Catalistele, hai să vorbim așa, ultima e la fel. Tot aceeași pasivă ca la prima. Ringu. Ringu e unul dintre cele mai puternici pentru Kokomi și Lisa, după părerea mea. Pentru că odată ce dați orice reacție cu Electro, oricare, aveți bonus damage 10%. Eu cred că o armă free-to-play cu un set bun de emblem, într-un video să vorbim și despre seturi, eu cred că dă foarte mult damage. N-am încercat-o, dar m-au zis numai vești bune despre ea. Frost, arma asta Frost, este o armă glacială. N-am fost niciodată, dar m-au zis că e glacială și foarte bun pe Catalyst. Nu recomand pe niciunul, deci nu recomand pe niciunul, că scalează atac și în plus are la hit-ul sau la cear atac doar 60% șansă să dreie un drop mai puternic. Pasiva asta este la fel ca pasiva asta, numai că asta e psychical, celălalt e atac. Dar e aceeași pasivă. Pur și simplu, de ce nu vă recomand? Nu avem cataliști. Craio. Și aici, cum vedeți, recomandă tot felul de caracter, dar nu avem Craio. Dacă era Craio, să aplice pasiva asta de 200%. Da, foarte bună. Asta e arma, produta Ember. Arma preferată a lui Ember. Nici că gândiți nimic. De fiecare dată când folosiți ultimata, dă 4 energie din start la toată echipa și regenerează 4 HP. Easy. Înțeleg. Foarte ușor, la subiect, nimic de discutat. Pa, 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 pa. Mapa mare, am folosit și eu și folosesc încă, este o armă extrem de puternică pentru reacții. Aveți sucroze, aveți cocomi, aveți, hai să zic, Nadia, Lisa. Foarte multe, aproape toate catalistele merg ca suport, pentru că, inclusiv, de fiecare când trigați element, nu contează ce element. Voi aveți 8%, gândiți-vă. Refine 5, aici poate fi 16, 24, nu mai țin minte acum. Dar stachează de 2 ore, în timp de 10 secunde. 10 secunde într-un fight e foarte mult. Bun. Trecem la Lancie. Lancie, cum puteți observa, asemănătoare și chiar nu în același timp. Prima lance este una dintre cele mai bune lance de PS-uri din joc. Pur și simplu, Xalingo, vreți să o jucați DPS, merge physical damage, merge. Rosaria, la fel. Zhongli, nu, no, nu. No. Zhongli are a lui altceva. Zhongli e complet altceva. Are armă mai jos, foarte bună, din părerea mea. Acum, dacă mă cu ochiul, nu se vede, dar este ceva mai bun acolo. Deci, pot să zic că Lancia pe cine mai merge? Și pe Sino, caracterul nou, de exemplu. Merge. Nu e psihic caracterul Sino, nu, dar îi crește destul de mult damage. Adică 20% damage timp de 5 secunde când colegi un orb, el face orbul și particule, când dă basic, deci crește foarte mult damage-ul. A doua, după aia, este Prototype Spine. Prototype Spine
Este o armă ca oricare prototype. Unde-i? Îi crește damage-ul la fel. Îi crește damage-ul și lasă o chestie AOE pe jos. La fel. Și asta. Și asta la fel. Deci câteodată când folosiți basic E-ul și așa ceva, îi crește pentru 8 secunde atacul. Bun. Frumos. Dacă vreți o armă simplistică, e foarte bună. Pe cine merge? Eu cred că pe oricine. E o armă universală. Pentru că are energy charge. Și ca suport și ca de PS, eu zic că scalează foarte bine. Mai zis la 5 are aici 24% atac. Și eu îl folosesc mereu. Am auzit la orice... La ce lucru folosiți? Dragon Spine-ul, Spear, este o armă unică. Se face într-un singur loc, se face destul de greuț. Am făcut-o doar ca să văd cât de mult dă rozarea cu ea. Și bun doar pe rozarea, de ceva motiv. Vedeți? Vă creat o armă exact pentru rozarea. De fiecare dată când dați un hit, e 60% șansă să dea un Frost. Deci ai Frost o pasivă ca și la celelalte. La toate celelalte există ai Frost. Numai că arma asta, la ce mă refer, merge doar pe rozarea. Celelalte nu prea merg. Pentru că nu scraio. Până la urmă, ca să vă spun lucrurile astea în funcție ce bine ar merge pe caracterele potrivite. Cealte arme de jos, la fel, merge foarte bine pe sistemul lor, mă refer, că nu s-o schimba pasiva și prima, adică la spirul ăsta electro, că e spir electro, merge și pe doamna Raiden, merge și pe Yo-Yo, merge și pe Xaling. Hai să fim serios, Xaling merge orice. La Xaling nu-i trebuie nimic, la Xaling merge orice. Îi pureți, ea face damage. Nu contează. Și la fel, o armă foarte puternic, mai ales la încea, are element mastery din status. Deci, amplifică reacția foarte mare. De-aia văd că ți-ai pus doar caracteri care au nevoie neapărat de reacție, dar eu recomand, la fel, Xaling, Raiden, Yo-Yo, chiar orice alt caracter care scalează din reacție, de exemplu, care are lancie, dar astăzi la toate astea din Inazuma, armele din Inazuma. La ultima n-am nimic de comentat, trebuie să fie Dendro, trebuie să fie Electro, pentru că e Hyper Bloom, adică pasiva asta, Spear Bloom, Hyper Bloom, Burger Bloom, Feel of Revive, tot așa, sunt efecte care se aplică și se creează doar cu Dendro. Prin creare și aplică doar cu Dendro, îți spune o pe Dendro, o pe caracterul care amplifică Dendro. De exemplu, un Electro, ce mai bun exemplu, n-am altă. Un Electro sau Dendro. Văd aici că pune Xaling, la Xaling pune mereu orice bun. Pe Toma e tank, e shielder, orice e bun. Mie nu prea-mi place, eu aș pune mai degrabă o lance pe apă, dar n-avem. Trist. Trist, foarte trist. Trecem la ultima categorie, arcuț. La arcuri e un pic mai greu de decis free-to-play. Arcuri free-to-play-urile sunt rele. Nu toate, dar de prototype-ul de start merge un singur caracter. Merge pe Ganyu. Amber, dar zice acolo, zice atât. De ce nu merge, mă întrebați? Pentru că trebuie să dați hit. Trebuie să dați hit în weak point, adică cap, puncte sensibile a moștrilor, moștrii care au și nu o să dați extra damage-ul și movement speed-ul care zice aici. Deci, da, are un status mare de atac, da, dar nu recomand. Deci arcul ăsta nu recomand deloc, 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 deloc. Doar dacă vreți să vă distrați, să loviți headshot-uri și aia, da, o să dea un insane damage. Ca cea devine 56% la Refine 5, da, deci dă insane damage. Compost Bow, arcul preferat și free-to-play al lui Fischl. Arcul preferat și al lui Fischl, dacă jucați fizică, Fischl e ăsta. Absolut, 69 physical damage la fiecare normal atac. Tot voi dați normal atac, îi crește cu 4% și attack speed-ul cu 2. Deci și attack speed-ul și damage, practic, ori 4. Gândiți-vă că mult mai mare, status-ul la fel, că dați refi, tot așa, e mult mai mare. Doar pe Fischl văd asta, Amber nici atâta nu folosiți, Aloy nici atâta, din păcate are status foarte mici. Ăsta, Hamuyumi, arcul ăsta, este o concurență, la fel,
pentru fișil. Deci astea două arme merg foarte bine pe fișil, dar fizical merge asta, aceea merge hibrid. Referitor, aveți set de physical pe fișil și o puteți juca și pe cu gambledul de electro, adică cu o piesă de electro pe el, o să meargă foarte bine. La fel, arma asta, la pasivă, zice în felul următor. Increase dă increase la damage, adică la atac normal, 16% și acea arată 12%, când caracterul vostru ajunge la 100% recharge. Asta referiți cu cât mai mult aveți recharge-ul, nu neapărat 100%, mai mult e vorba, cu atât damage-ul o să fie mai mare. Că scalează din ED de recharge. E bună pe fișil? Absolut e bună pe fișil. Pentru că e electro și electro, când aveți două în echipă, îi crește energy recharge-ul. Și face mai repede ultimata, mai puneți și o piesă de energy recharge, mereu, ajunge la 150 de energy recharge, 150, și cu asta, deja scalați mai mare, mai mult. Pe cine mai bună arma asta? Pe Ganyu. Ganyu, Yomiya chiar, Tainari, sau Tonori, cum se numește, nu l-am, deci nu l-am citit niciodată numele. Deci cam asta. Arma asta e destul de universală, 3x4. Nu știu ce e universal, dar e foarte bună. La fel, arma asta pe Tanori merge numai pe Tanori, pentru că da, de fiecare dată când folosiți element skill-ul, adică eu, crește element master-ul de la caracter, adică reacția, cu 60, pe timp de 12 secunde. E puternică? Da. Problema e că de fiecare dată când schimbați caracterul, îi să scoate un stack, pentru că face stack-uri. Hai să vorbim acum cum fac rost eu de piesele astea. Sabia și lance și tot felul. Arcul, tot așa. Bun. Bossii care trebuie să-i vânați, sunt ăștia. Bossii trebuie să vânați, este un reward aleatoriu. Deci este un reward aleatoriu. O să vă arăt unde le găsiți acum bossii. Aici o găsiți pe doamna de foc, care tot așa, veniți să dați click pe ea, vedeți, dropează piesele care vă trebuie. Aici e una. Aici e alta. Altul, aici e child. Aici e domnul dragonaș, care tot la fel dropează. Domnul lup. Domnul lup unde-i? Aici domnul lup. La fel, dropează. Am uitat pe cineva? Da, am uitat pe cineva. Aici ai. Și mai este domnul de aici. Care dropează tot la fel. Piese galbene. Șansa să vă pice nu-i cea mai mare șansă. Deci nu-i cea mai mare șansă, dar vă pică. În timp vă pică. Asta zic, le faceți toți ăștia, șansa e foarte mare să vă pice o bucată. Da, din păcate era aleatorie. Și mai este pentru asta de la Dendro, care încă nu sugerez la nimeni să crafteze. Dar și pentru asta cere arc negru. Adică doar există un singur boss, un boss care e în mijlocul sumerului. Adică aici. Care dropează crafting franțuri negre. Da, nu știu de ce l-au făcut diferit, e mult mai complicat acum. De exemplu, mi-o pică foarte puține deja. Și celelalte materiale, că cere, vedeți că cere diferite stone-uri și tot așa. Aici este harta care vă ajută, The Hololab, o să vă-l pun în descriere frumos, să intrați și voi. Așa de ce din în stânga, voi nu vedeți. Nu, voi nu vedeți încă. Așa, acum vedeți. Un Hololab, așa cum vă arată, scrieți Hololab, oricum vă pun linkul înăuntru, și pentru telefon, eu pentru telefon folosesc foarte mult, în care vă puteți spune ce materiale aveți. Mă scot de acolo. Așa. Ce materiale aveți nevoie?
aveți nevoie de, să zic, n-ați văzut niciodată piesele astea, ametisturile. Unde sunt ametisturile? Aici. Mergeți aproape și le colectați. Frumos. A, n-aveți, Silver Star. Unde găsiți Silver Star? E o singură bucată, doar aici, în Dragon Spine. Din ceva motiv trebuie mai puține, dar e partea bună că nu sunt așa multe, e foarte frumos. Restul cred că le știți. Astea sunt cele mai generale, astea la fel. Deci, cu aplicația asta puteți merge să și colectați. Eu oricum recomand colectarea lor, pentru că upgradarea armelor costă destul de mult resurse, destul de mult resurse. Și din pietre le transformați în XP. Transformați în XP. Să vă arăt cum? Vă arăt cum atunci. Dacă tot suntem aici, vorbim despre arme și craftare, vă arăt și cum. Mă mănânc rasul, scuzați-mă. De bun, 2 secunde că ajung acum. Veniți la oricare blacksmith, nu neapărat ăsta, oricare. Dați la craftat. Aici, eu am craftat, vedeți. Cere 4 materiale. Cere 4 materiale de anumit gen. Ăsta cere așa. Cere gri. Cere albă striu. Eu nu am aia roz, ametistul nu am deloc, deci la zero. Că n-am craftat niciodată, că nu mi-au trebuit armele încă din Inazuma. Dar vă cerinți, așa și la arme. Vă cere, ce uite, una din asta, niște piatră, egală o sabie. Bun, în caz că aveți, de exemplu, v-a picat, ați bătut bossul din Sumeru, v-a picat o piesă. O piesă aia neagră, cum am spus înainte, piesa neagră, v-a picat. Și vreți să faceți pentru galben. Se poate, absolut se poate, jocul a fost actualizat de multe ori. Veniți aici la crafting locul, în fiecare loc, nu contează unde. Veniți la asta din mijloc sus, nu vedeți, vă dați să vede. Și dați mai jos. Când dați mai jos, vă apare lucrurile astea. Hai să ziceți că v-a picat una din asta. Puteți craftați, vedeți că vă cere invers. De unde faceți rost? Astea faceți rost? De unde? De tot de la boss. Deci e atâta mult renegen în jocul ăsta, încât acum, în momentul de față, e șansa mare să primiți. Cred că am spus de toate. Când e vorba de craftare arme, nu cred că am omis nimic. Dar ce vă sugerez mai multe, să alegeți cu înțelept arma pentru fiecare. De-aia am făcut înainte caracterul pe ce armă merge. Da, puteți încerca tot felul de lucruri, dar eu am testat foarte mult, deci cred că știu destule. Mulțumesc pentru atenție și astăzi. Ne vedem la următorul ghid. Pa, pa!